Salutare, fraților, și bine v-am găsit la un nou episod din Scream Special Edition. Iată că ne-am întors la un clasic al adolescenței sau nu știu cum, ce perioadă a fost lansat jocul ăsta, dar un joc a fost un joc genial la vremea lui și am zis că merită să fac un stream și să o iau de la capăt. Așa că stai să vedem aici la settings. O să-mi scot muzica. Music, lăsăm pe 0 ca să nu iau copyright, așa. Bun. Restul lăsăm toate așa, display. Actor fade, brightness, dăm brightness puțin mai mare. Lăsăm brightness așa. Dialog, subtitles general, subtitles, depth of field, nu știu care e faza cu depth of field, lăsăm așa, bun. Adept, nu vice. Novice, lăsăm așa. Așa. Lăsăm pe easy, frate. Nu e chiar. Varianta care am aici este Special Edition, care are tot fel de legeurile. Și rămâșul de pe trecare și mi s-a făcut dor să reîncep, așa că Mickey fi pe fază dacă pe acest stream că joc Skyrim. Și probabil că și tu joci acum, așa că fi pe fază, da? Lasă-mi și un coment acolo, un like, un share, nu știu. Probabil când o să fie pe YouTube o să poți să faci mai multe chestii, pentru că acolo ai mai mult acces decât pe Twitch. Eu momentan îmi streamuiesc pe Twitch, că pot să streamuiesc cât vreau, am zis, pe Twitch. Dar acest stream care îl fac aici pe Twitch, în momentul de față, o să fie postat pe YouTube și o să poți acolo să-mi lași un coment, o să-mi lași un like. Dacă îți place jocul, dacă zici că ți-a plăcut așa mult jocul și ți l-ai instalat și tu. Avem 60 de FPS constant în joc și grafica este magnifică și acum, până și acum grafica mi se pare genială la jocul ăsta. Chiar dacă știu pe din afară jocul ăsta, deci mi se pare demențial și momentul de față. Mai bun și decât Dragon Age Inquisition. E mai bun și decât Dragon Age Inquisition. Am zis eu că Dragon Age Inquisition e mai bun decât Skyrim, dar nu e mai bun. La câte moduri, la cât suport are Skyrim și câte moduri are, vă zic eu că e clar mai bun decât... decât Dragon Age Inquisition. Nu se compara. Și ca posibilități și ca tot. De ce nu am luat Legendary Edition și am luat Special Edition? Pentru că Special Edition are niște îmbunătățiri grafice care nu le are Legendary Edition-ul, și anume grafică mai detaliată, natură mai luxuriantă, gen lush forest, lush grass, chestii de genul ăsta. Are mai multă verdeață, are mai multe chestii. Și acum asta la început? Abia la început suntem acum. Da, păcat că nu pot să-mi văd picioarele. În Skyrim ar fi fost genial dacă aș fi putut să-mi văd picioarele. Dacă ar fi fost un mod care îți permitea să îți vezi picioarele când te uitai în jos.
Dar eu prefer să joc așa vanilla, fără moduri prea multe. Dacă o să găsesc moduri frumoase, pentru el o să instalez. Dar momentan nu instalez pentru că vreau să joc așa cum este. Who are you? Și acum începem. Death Guard, mamă. Wood Elf, cum arată Wood Elf. O să fac un Nord. În niciun caz. Imperial, High Elf, Dark Elf. Nu, acum azi Dark Elf. Holy shit. Nu, o să fac un Nord. Pentru început. Am că se vede destul de bine grafica, nu e un budget, nu se vede așa. Chiar dacă n-ar fi avut High Res Texture Pack, deși cred că l-are, Special Edition, nu? Sunt Nord în fac. Așa. Uite că avem preset aici. Îl facem mai corpulent. Skin tone. Lăsăm așa skin tone-ul ăsta. Complexion-ul e ok. Dar parcă are fața murdară, nu știu. Asta e să dăm complexionul mai. Așa. Cu cât mai puțin noroi, cu atât mai bine. Scars m-ar tenta să-i pun. Nu se vede, îi prind un scar. Așa, hai că se vede șmecher, scarul ăsta. Warpaint nu-i fac. Bun. Nu, nu vreau, mersi. Nu, nu, are sâmburi, asta. Nu are sâmburi. Nu, are, nu vreau, nu vreau. Nu-l vreau, nu-l vreau, mersi, nu-l vreau. Mănâncă-l tău, iubire. High shape, high color, ia să vedem. Îi punem ochii albaștri. Albă, ce dracu. Nu, hai că mi-a rămas ăla, e bine. Hai color, o să vedem ce ochi să-i punem. Ochii ca pui, așa. Brow type, ia să vedem.
N-ai să pui brow color. Mouth lăsăm așa. Hair, ia să vedem ce par să-i punem. Că arată groaznic părul lui. Clasic. Ia să vedem ce par să-i punem. Lăsăm plete. Dar să vedem cum îl facem. Lăsăm așa. Lăsăm așa părul. Hair color. Așa. Bun. Facial hair prea mare barba. Lăsăm mai pe lângă la... Asta. Nu, iar un pic mai mare. Așa. Brau type, să vedem dacă se montez prin ce nu. Nu, eu lăsăm pe astea. Bun. O lea apocalipticu. Așa. Enter. Accept. Gata. Okay. Și am fost cu ăla veterinar aici, în Basileu, și-a
care să nu fie numai cu câini și pisici. Că toți lumea știu să ai grijă numai de câini și pisici. Și o palpat-o, s-o uita tot și la gât și la tot. Și-o zis că n-are pneumonie, n-are nimic la plămâni. O ascultat-o, n-are nimic la plămâni, n-are nici amigdalele umflate. O zis că are alergie la pân sau la ceva din așternut, că de aia se duc așa. Și apoi când o schimb, trebuie să nu-i mai pun așa de mult pân. Și să îi schimb așternutul, să iau pe lucrurile de hârtie. Să ne mai pun din astea, că astea când se divorbă, le impalează și se face așa un fel de praf. În momentan, nu încă nu mică, până să mă duc. Dar până atunci, aș vrea trebuie să mă duc pe toți bani, pentru că mi-e să mă duc. Ok, hai să fugim de aici. De parazitat. N-am treabă cu parasta, să zic ok. Nu, mergem cu ei, la tipa asta. Îi pun în cușca aia de transport, pe toți patru. Și trebuie să merg cu toți. Da, cu toți patru. M-a întrebat dacă i-am de parazitat până acum și am zis că nu, că m-am avut să fac la trei ei și au zis că nu. Deparaziteze și am întrebat în ce constă deparazitatul și o să leva cu o substanță, un lichid. Și în urma căruia ei o să elimine ceva prin caca. Da, criticii. Asta își leva cu o scumpare până la urmă, cu tot fără. Încă oare. Păi, poți pe la sub braț. Mergem pe jos, pe aici, aproape. Îi scoatem la plimbare. Pe pitici. Dar asta nu mai făcut nimic, acum vreau să-ți umbi pe mește, pentru că nu o să vină oameni. Speram să vină azi. Că nu mi-a venit grese de mine. Că mi-a făcut nimic, am supărat grese, dar n-am putut oameni să mă apoi n-am putut, de exemplu, să luăm un taxi. Merge să lutăm pe ăsta? Nu merge. Și apoi am plătit transport. Hai, bun. Și m-au adus-o ieri dimineață. Am terminat pe la 12, așa. Și apoi e pe balcon. Am scos și mușa... Am scos și aia ce era pe jos, carpeta aia, nu trasă. Linoleu. Linoleu ăla ce era pe balcon. Dar nu era nimic. Era bună, așa, asta au fost răcutările. Și l-am urlat, i-am dus la gunoi, am păturat ca lumea, okay, intrăm aici. Balcon, am pus grese acolo tot într-un col și așteptăm să vină, să se apuce de treaba. Termopanelul pus. Păi asta e ideea, că trebuie să pună coiția, trebuie să mai repare la pereți, să repare pe lângă ele. E o grămadă de treabă. Pe puțin, două săptămâni nu mai ține totodată. Dacă nu o lună. Păi trebuie să dăvă, ce? Păi bineînțeles! Da. Și dacă eu de tot speram să termin, să-mi fac asta o puțin ce? Asta e empty. Asta ca aici să fie ceva. În sufragerie stau, gândește-te. În sufragerie stau cu bicicleta, cu scătoarele, cu mopul, cu toate. La mine e... Am ce de șantier. Da. Că eu asta am... De-aia ziceam de tipa aia. Că atunci când termin, nu am. Când o să termin într-un final, vreau să vină. Și 50 lei dau pe oră, numai să mă ajute. Eu vreau să îmi facă ce eu pe asta insist, că rest cum fac eu. Mă interesează foarte mult baia și bucătărie. Deci la gen baie înseamnă tot. Baie e egal, frecat, veceu ca lumea. Chiuvetă, vană, spăla faianță, dar ca lumea. Nu așa de mântuială. Tu poți să-i arunci o vorbă, să-i zici așa, că eu nu am nevoie de ea tot timpul, înțelegi? Da, da.
Și o să zic așa acum, dacă poate să mă ajute, când o să vor fi, peste vreo lună o să fie faza, odată și îi ziceți pe ce-i vorba. Bucătărie și baie atât. Și ce poate geamurile la balcon, poate, văd eu, dacă nu le poate, nu le fac eu. Nu, dar bucătăria și baia mă interesează mai mult, că restul camerele mi le fac eu. În două. Da, pot, cum să nu mă urc, că stai... Așa, pe dreapta mea, pe domn? Cum mai știam nicio pe ce bună pot. Dar e de ajuns cum e acum. E foarte bine cum e acum. Ajung din toate părțile ele să le deschid. Da, nu, eu ajung la ele, cum o să spune. Mamă, ce dormea de jocul ăsta. Ajung și dintr-o parte și din alta. Ei, cu mop, mor pe scară, cu piciorul în afară și curăț. Păi tu cum crezi că îmi spăl geamurile? Să mă știi că geamurile noastre, că n-am știut. La când am spălat apartamentul, nu m-au urmă de deschide la alte fix. Cum crezi că este geamul la cameră? O, mă, da. Că ce execuție am făcut ăsta? Nu, când dorm în zile grele, nu găsesc altă nevoie. Arăm Battle Axe. Da, nu folosim ăsta acum. Nu se fără. Porsche Reminder Magica. O ieși foarte fain. Hai să-ți arăt. Wine. Hai pe Skype un minut dacă vrei să-ți arăt repede pe cameră. Ce mai avem pe aici? Trebuie să nu ieși poțiunea asta. Hai mă, că se vede bine special edition-ul ăsta. Nu se vede deloc rău. Ce mai e aici? Ah, stai că e ceva în butoiul ăsta. Nu știu. Bun. E ceva aici care n-am explorat? Nu. Hai, fă! Haide, fră! Dacă mai avem câțiva pe aici. Am și tagarul ăsta de aici, poate să ne fie util acela ceva fărbuț. Hai că s-a deschis ăsta aici, să luăm golzii. Ia uite câți bani avea ăsta. Mai fi ceva pe aici? Grab all you can and let's go. Ok, asta și facem. Prietenași. Armor rating 22. Nice. Hai să punem armura asta. Weapons, așa. Iron arrow, iron dagger, operator, iron shield, iron shield, bineînțeles. Da, luăm și pe asta. Cărțile astea poate sunt de XP de alea, nu de alta. Dar mă, că se vede bine grafica. Pentru mine e suficient special edition-ul. Shading-ul se vede foarte bine și tot. Hai mă, ce naiba s-a rupt. Da, pretty much știu jocul ăsta, deci nu am probleme cu el așa mari. Adică nu sunt total novice de acest joc. Dar că aici am mai găsit ceva. Și îmi place și sistemul de lockpicking, e foarte mișto.
Coin Purse. Bomir. În Minecraft cu Bomirul poți să-ți crești plantele, am uitat să vă zic. Dar asta nu e Minecraft, frate. Asta e Skyrim. O să jucăm și noi vreo oră, două, așa. Terminăm cu partea introductivă, că asta întotdeauna mă disperă. Bomirul poate-l vindem, nu știu ce facem cu el. Ok. Și aici coborăm în peșteră. Mă, cum se vede ceața aici, nu e bun acum, se văd toate detaliile astea. Înainte nu mi se vedea nici focul astea. Pe placa video veche nu aveam... Nu, du-te la o parte să rup capul ăsta. Fă-te în gât, fă. Este ce are asta? Nu are nimic. Hai mă, care ești? Imperial Light Armor. Am deja Imperial Armor. Am mai vreun gol spre voi. N-aveți vreun gol spre voi? Ia uite ce joacă grasul. Poate reușesc să fac rost de un... Mamă! Ia uite! Oh, ce execuție! Mamă, ce execuție am făcut ăsta. Alo, bună ziua! Ce faceți? Pe când ne putem vedea? Da? Nu, bine atunci. Ne vedem mâine la 4:30 atunci, da? Sunteți implicate mai mult, da? Nu, bine. Ne auzim atunci. Vă mulțumim. Vedem. Mâine la 4:30, bine. Cine băiatul cu... Da. Cu gresia? Da. Cu balconul. Mamă, ce e aici, frate. Mamă, și cum se vede apa, frate, ești nebun la cap. Cum se vede apa. Vai de viața mea, cum se vede apa. Excepțional. Ia uite, coin purse. Suge borda. Aici ce vrea să fie? O intrare secretă sau ce vrea să fie pe aici? Da, aici a dărâmat dragonul ăsta. Aici e ieșire pe un puț, parcă. Aici este puțul, da. A dărâmat puțul dragonul ăla. Păi terminăm cu... prologul și după aia să mă duc și la o țigară. Hai întâi să facem prologul, fra. Ce ești, coin purse? Dă-l încoace. Da, nu-i chic, cum ți-am zis, eu nu sunt disperat pe moduri. Și sper că mai trăiești în pana mea, că am încercat să dau de tine, te-am sunat și nu mi-ai răspuns la telefon. Nu știu ce e cu tine, nu știu până e dispărut. Dar nu-mi place ce aud. Opa, păinjeniș, stai așa. Ia uite ăștia de păinjeniș, frate. Fii tabar păinjeniș, să vă fie de râs. Mamă, ăștia pe ingenieri, frate, nu aia din Grounded. Aia din Grounded sunt nimica toată pe lângă ăștia. Frostbite Venom. Cu Frostbite Venom, dacă îmi pun... Ăștia pe ingenieri, frate. Ăștia sunt pe ingenieri. Pe Yangani. Era așa un dor de ei, dar nici nu pot să vă spun în cuvinte. Nu prea mi-a dor, aia era chestia. Mamă, ce-au făcut ăștia aici? Iron Maze. Nu am nevoie de Iron Maze, am nevoie de... A? E pe aici vreo ieșire? Ia stai. Aici văd că e ceva. Uite cum se vede iarba, fra. Se vede super șmecher. Parcă ar fi fost mai tentant să-mi pun High Resolution Texture Pack. Am luat un spider egg așa de amintire. Nu, pe aici trebuie să luăm. Aici o să fie pe angeli.
Blackbriar Mead. Iron Helmet. Nu asta. Okay. Deci un joc mai smooth decât ăsta n-am văzut. Oricum o să măresc dificultatea progresiv în funcție de... De ce o să fac un viitor apropiat în jocul ăsta. Deci o să măresc dificultatea progresiv, da. Cum am zis. Asta e și natura, iarbă verde, să nu mai stau prin peșteri și prin dungeon-uri. What the fuck was that? Ce-a fost de cap căcanul? Capcană s-ar putea dea cu rost. Că uite, mi-a rămas sânge pe... O să-mi fac Sylvester Sneakley pe ăsta. Hatu Skyrim, gata, am ieșit afară. Ah, gata, am ieșit afară, frate. Snowberry. Uite. Plante. Looks like he's gone to do this stuff. But I don't think we should stick around to see if he comes back. Completed Unbound. Started before the storm. Am ieșit natura aici, luxuriant aici, nebun copaci. Tot ce vrei. Iarbă mare. Fluturi. Ce dorm era de Skyrim, mă. De când am mai jucat? Am tot zis că îl joc și nu l-am jucat până acum, dar... Mare păcat am făcut că nu l-am jucat. Acum trebuie să mergem în cel mai apropiat oraș. Da, mare păcat am făcut că nu l-am jucat. De atâta timp nu l-am pus pe stream, aia e chestia. Falkreath, Riverwood, Felgen. Mergem în Riverwood acum. O luăm până la tot prima dată. Deși Falkreath îmi place mai mult orașul ăla, că e mai împădurit așa. Nu mai e la pădure, dar... E ok și... E ok și așa. The Guardian Stones discovered. Activate the Thief Stone. Hai să vedem ce ne alegem. The Mage Stone, the Warrior Stone. The Thief Stone. Accept sign. Ok. Cum poate să arate jocul ăsta? Deci a fost o splendoare jocul ăsta la vremea lui. Nu pot să cred cum a arătat așa un joc, că nu l-am jucat, mă refer. M-am putut să ratez, fra. Dacă avem niște lupi pe aici. Avem lupi? Mamă, ce mari sunt lupi și alții. Lupul cel rău, lupul cel rău. Hai, unde e? Lupul al doilea. Lupul, mă. Ia și tu o săgeată. N-am, mă, că mai ați mâncat săgețile. Firoți ai dracu de lupi. Și nu merge să recuperezi rețile. Fii antenă că nu merge să recuperezi rețile. Trebuie să-ți cumpere altele. Sau să-ți craftezi tu eventual. Dar bă, deci Skyrim are un FPS perfect, frate. Dacă aveam FPS-ul ăsta perfect în toate jocurile, ar fi fost demențial. Cred că am 100, în jur de 100 de FPS-uri am în Skyrim.
Wolf, pentru uite că am găsit Iron Arrow. Mai poți să recuperezi o parte din săgeți, dar nu toate. Hai totuși să luăm pe drumul de ăsta pavat, că e mai ok pe aici. Da, ideea e să termin cu prologul. Să ajung în primul oraș și să termin cu prologul. Dacă îi pui și modul ăsta, arată demențial, dar mie îmi place fără moduri. Vreau să joc vanilla, fra. Nu vreau să mă bagă moduri prea mult. Că îi stric farmecul dacă mă bagă moduri. Aia e chestia. Și acum ce avem pe aici? Și probabil că și Adela o să-l joace, soția mea. Așa că... cine știe? Că și aia era fan în Skyrim. Do you have any supplies I could take? Need the help around the forge? Of course. Take what you need. What's all this about? What are you two doing? Ah, nu, nu vreau. What? That explains what I saw earlier. Blood. Get word to Jarl Malbrook and Whiterun to send whatever soldiers he can. We'll do that for you. Cross the river and then head north. You'll see it just past the fall. When you get to Whiterun, just keep going up. When you get to the top of the hill, the wagons reach the Jarl's palace. Okay, this is my Jarl. Come on inside. Sigrid will get you something to eat. Da, whatever, vreau să ajung acolo. Nu mă interesează să stau aici. Neapărat în Felgren, sau cum zicea orașul ăsta. Eu vreau să ajung în Whiterun. Ăla mai vine cu mine sau nu mai vine? Nu, ăla a rămas acolo. Va trebui să mă duc eu în Whiterun. Ăla e primul oraș în care desfășură activitatea de luptător, să zicem așa. Nu, văd că la începutul jocului îți dă gear destul de bun, că nu mai știam ce gear îți dă la începutul jocului, dar asta știu că l-am rupt Skyrim la vremea lui. L-am rupt în bucăți pe calculatorul vechi. Ia uite. Săgetătorul șef. Wolf Pelt. Bun. Luăm Wolf Pelturile astea. Sper să nu vină gâze pe aici. Hai că pentru a ajunge în Whiterun o luăm pe scurtătură. O luăm pe aici, pe derdeluș. În ideea că poate nu ne rupe moastele. Până jos. Ei, și când ajung în Whiterun mă duc și la alții, da? Jocul ăsta e foarte fluent, asta îmi place la el. E un joc foarte fluent. Care... merge lin, așa, frumos. Fără probleme mari. Ăla ce dracu era? Un gigant? Pelagia Farm Discovered. Ah, am uitat că era... Certainly not. That's why I'm here, with my shield purpose. An outsider, eh? An order of warriors. We are brothers, and we show up to solve problems the coin is given. Not for me to say. You'll have to talk to Kodlak Whiteman up in Gervasco. The old man's got it. If you go to him, good luck. Ce urâți sunt giganții. Ce urâți sunt giganții. Uite ce o să avea aici. Uite Whiterun. Am ajuns în Whiterun. Am să te-au
Ce? Ce? Astăzi se răschimbă în Dan Mafedele. I-am comandat o comandă prin vină pentru o așternă de cutie. Și îi schimbă rând. Numai pe fetele schimbăm. Arâncăm tot ce e acolo. Și fân chiar numai un pic de tot o mână într-un coț. Da? Da. Săptămâna viitoare când schimbăm băieții, o să le pun și eu la așternă de cutie. Da. Ai comandat mai multe de la așternuturi de hârtie? Am comandat un pic, nu știu cât să mai ajungă. Așa arată. Cum mai spun, din 4-5 lei. Am luat și-o pus cu dumneavoastră în transport. Prețe de hârtie? Da. Pune pipinatul litru. Paper. Da. Fain. Da. Și iată că am ajuns în White Run. Am mai este pentru prima dată când strig noi Skyrim după atâta timp. De când m-am înșucat. Cât pauza am putut să-i fac. Un joc atât de frumos. Mi-a scăpat, mi-a scăpat pe sub degete. E atât de frumos Skyrim încât n-ai cum să nu, n-are cum să nu-ți placă. Mamă, s-a bat level 1 jumat. Până afară level 10, cât o să mă îndrăze. De jocul ăsta merge execrabil când a apărut, să vedeți ce frumos se vede. Drunken Huntsman. Aici este un fel de... din ăsta, cum îi zice... un fel de... tavernă, așa. Că nu știam cum să-i zic. Nu, de ce frumos e aici. Hai să mergem să vorbim cu Iarlu. Cu Iarlu. Am un dragon switch. Așa. Well done. You sought me out on your own initiative. You
done White Rock service. I won't forget it. Somebody said. Da. Token of my another thing you could do. Come, let's go find Farragut. Ai văzut așa să dai lise? Da. Dacă nu știai, învață. Da. Nu dau unul cu scaun în cap. Da, brutal. Și ți-ai dat lise. Project? You think you could help me? The Jarl can be found in the crate, probably sitting on his Jarl Arringa, and not over here somewhere in his laboratory. Dragon. Go ahead and fill him in with all the details. So the Jarl thinks you can be of use to me. Oh yes, he must be referring to my research. Yes, I could use someone to fetch something for me. Well, when I say fetch, I really mean delve into a dangerous ruin in search of an ancient stone tablet that may or may not actually be. Straight to the point, eh? No need for tedious hows and whys. I like them. Leave those details for your better. I, learned of a certain stone tablet said to be housed in a place called Barrow. A dragon stone, said to contain a map of dragon burials. Go to Bleak Falls Barrow, find this tablet, no doubt interred in the main chamber, and bring it to me. Simplicity itself. An old tomb built by the ancient Moors, perhaps dating back to the Dragon Wards. Ah, maybe you just want to know how to get there. It's near Riverwood, a miserable little village a few miles south of here. I'm sure some of the locals can point you in the right direction once you get there. Well, you must preserve some professional secrets, must you? I have my sources. Rely on them. Ok, deci mergem în Big Falls Barrow. Ia, să aruncăm puțin în apă. Oh my god. Mișto e aici. Da, am făcut și eu o baie mică. Mamă, cum sărim? Ce rom, nu pot sări. Mamă, deci cât de mișto e scari, licet. Deci sunt mega hype în legătură cu jocul ăsta. Multe jocuri mi-au plăcut, dar Skyrim mi-a plăcut la nebunie. Deci pot să vă zic că mai mult și decât Fable mi-a plăcut. Mai mult decât multe jocuri. Skyrim este tăticul tuturor RPG-urilor și va rămâne așa. Tot timpul va rămâne așa. Aia e chestia. Facem un save, așa, și bărbă, mergem la o țigară. Asta la scari, dacă nici pe ăsta nu joci, nu știu ce pierzi în joc. Mai ții minte iarnă? Mai ții pe iarnă? Din Wetland. Când te-ai dus tu la el atunci?
amperatul din White Run. Da. Iar, așa de așa zice. Și poți să devii și tu iar. Și Confuție poate să devine iar. E deja, că e nu zic așa. A, e deja. E polar. Polar, a? Este produsor de mine. Lăsați fără momentan, e în regulă. Rămâne numai așternutul atunci. Este așternutul acela de hârtie? Este? Ok, rămâne numai el atunci. Bine, mulțumesc mult. Ok, vă aștept, la revedere. Ce nu vă apuște de transport? Mm. De ce? Ce? Nu avea. Nu avea? Și mi-a oferit alta care știu modelul și nu-mi place. Ah. Am văzut-o la maxi pe ce o să iau altă. Bine, nu m-a aștept tot decât timp. Păi oricum, nu în aia intră tot spatul. Că o să mergem cu aia de pe balcon. Cu aia în care a stat Boris? Da, nu cu aia să... Nu. Cu aia care e pe balcon de ținte de schimb. Cu aia mergem la sub braț. Păi nu încă având, dar stai un pic. Uite de la mine. Aia de transport era atâta, încă pe unul singur. Înțelegi?
Mama, mi-s mai tuțușa aia, please. O, e bună, da. Auzi? Nu vine băiatul? Nu, mama, e nevin. Ai mâncat în bucătărie. Este? Că ăsta, da. Luați și mâncați în bucătărie. În bucătărie, da. Thank you.
Mm-hmm.